Acest lac din satul Ivancea se întinde pe o suprafață de 33 hectare. В настоящий момент рыба, которую мы непосредственно выращиваем, это толстолоб белый, толстолоб пестрый, карп и белый амур. Но кроме этого, естественно, здесь есть и другие сорта рыб. Это судак, окунь, карась, ну и вся остальная рыба, которая может находиться в водоеме. Întrucât Iazul este atât de imens, are și o faună bogată. Au fost vreo 8 lebede și au plecat. Aici cât e râs numai vin, aici cu cârdurile vin. Și lebede, și râs. Peștele din acest lac îi atrage ca un magnet și pe braconieri. Unii dintre ei sunt dispuși să parcurgă distanța de peste 100 km, doar ca să pescuiască aici. E o problemă paznicilor, mai ales pe timp de noapte. Sunt oameni necinstiți, poți spui și vreun navot ceva stragă, vin cu bărșile și mult. Și de iarnă, ia că gheață, da, mă. Și sub gheață fac gaurile astea și sub gheață, stăru și sub gheață spui navodul. Nu doar braconierii, dar și experții cunosc faptul că există mai mulți factori care conferă peștelui din această regiune un gust deosebit. Вода поступает сюда из леса и из родников, и она кристально чистая, то и рыба у нас, соответственно, чистая, без каких-либо паразитов. 4 раза в год сдаем воду на анализ и 2 раза в год сдаем рыбу на анализ. Ну и апа сингур курати, ну и шивар пуним, лкурацим. Iar la o distanță de 3 km se află crescătoria piscicolă. Aici se găsesc mai multe bazine acvatice în care peștii sunt repartizați în funcție de specii și vârste. Am surprins pescarii din cadrul gospodăriei în momentul în care trăgeau navodul. În ce perioadă de obicei prindeți mai mult pește? Toamna, când mi-e rece afară, mai bine se prinde. Când e cald, peștele răbde, moare, dar când apa e rece, e peștele rezistent. Aici ce fel de specii de pește aveți? Talsalob, alb, negru. Unii pești nu se lasă prinși în mreje, sar deasupra apei de parcă dansează pe ritmurile unei melodii. Angajații au și o explicație. Sare că nu vrea și el în apă. În piscicultură, iarna este cel mai dificil de lucrat. Dificil ar fi când ar fi gheață. Tare greu de scos peștii. Acolo e muncă, e tare greu. Gospodăria de la Ivancea are o istorie mai neobișnuită. A fost una dintre primele întreprinderi piscicole apărute în țara noastră. Odată cu ea a început să se dezvolte o nouă industrie. Probabil veți rămâne surprinși să aflați că în Moldova nu erau până atunci specii precum sângerul și novacul. Первый толстолоб, который появился в Молдове, он появился отсюда. Он попал сюда из Китая. Как говорят старожилы села, старожилы рыбхоза, на вертолетах сюда привезли. Так рассказывают. Oamenii continuă și până în prezent să confunde aceste două specii de pești, care sunt tot mai populare în Moldova, deși diferența este mare. Они различаются очень сильно еще и, скажем так, манерой питания. Белый толстолоб питается фитопланктоном, то есть растительностью, а пестрый толстолобик, он питается зоопланктоном, то есть это уже микроорганизмами. Он является непосредственным конкурентом карпа. Tot la Ivancea se produce și puietul de novac și sânger, ce drept pe cale artificială. Asta deoarece înmulțirea pe cale naturală necesită condiții speciale, care în Moldova nu există. Мы добываем икру, добываем молочные железы самцов, перемешиваем, есть специальный аппарат, есть специальный цех, специалисты, которые занимаются этим. Мы воспроизводим личинку, это, скажем так, маленькие головастики, которые потом превращаются через полгода в малек 20-25 грамм. И мы зарыбляем в свои пруды. În alte cazuri, puietul poate fi lăsat aici și până la un an de zile, adică până când atinge greutatea de aproximativ 400 de grame. Este nevoie de 2 ani pentru ca peștele să capete un aspect comercial și respectiv să poată fi pus în vânzare. Și deși gospodăria din satul Ivancea este catalogată drept una model, angajații au simțit pe propria piele ce înseamnă provocările pieței. Бывают такие случаи, когда покупатели, с кем мы работаем,
покупают у других. Когда начинаем узнавать, то покупают, например, продукцию, которая попадает, каким образом, я не знаю, но попадает она сюда из Украины или из Приднестровья. Соответственно, там немного другая себестоимость, товар дешевле, и покупают у них. Наша продукция из-за этого немного страдает. Și totuși, în viitorul apropiat, la crescătorie ar putea să apară noi specii de pește. Iar lacul de la Evangea nu este doar un loc unde peștele este crescut și prins. De câțiva ani aici este și locul unde își dau întâlnire și cei pasionați de pescuitul sportiv.